Bună dimineața, lume! Ne-am trezit, era 8. 8 și ceva, Gogule, cum zicea Jean Constantin. Și am făcut ședință în Marea Adunare Națională. Astăzi nu o să mai mergem pe traseu. Nu ne e frică de traseu, deși că ne dor picioarele și pe mine mă dor tălpile, am peșică în talpă. Nu ne-ar fi frică dacă n-am avea de călătorie astăzi. Noi astăzi trebuie să ajungem și la Cluj. 05 ore de condus, de stat în mașină. Mâine lucrăm. Astăzi ne relaxăm, ne odihnim, o să mergem să vizităm pe aici prin zona. Sunt foarte multe lucruri de vizitat, oricum o să le vizităm pe toate. Am venit la Popasul Bucovina să mâncăm, să luăm micul dejun. Teoretic deschide doar la 9:30, dar ne-a zis că ne prefacem că nu știm și venim acum, e abia 9. Nu vă scoți afară? Să nu, se primis ca... Ca străinești. Da, ca străinești. Ca străinești. Nu mă vreau la Bucovina. Dragă, dar de ce merg așa? Ce e? Niște pepe. Niște? Dai și mie o bucată. Dacă plătești bine. Adevărul că toți umblăm un pic mai teleghidați. Și mergem, cred că până la Mănăstirea Sucevița. Merem să mai cumpărăm polen brâu să le ducem la copii. Cum-i, dragă? Suntem ca doi pensionari cu reumă. Păi dacă n-avem copii mai, după noi, ce mai au pensionari? Reumă, șolduri, spate, tăchinidur. Dar o parte, poate parte îmi pare rău că n-am făcut și astăzi traseu, dar... Gândindu-te la tine. Gândindu-mă la diseară, ce la... Ce roata asta. A călătorit până la Cluj și la ziua de mâine, totuși am scăs să fim. Să ne tratăm cu bun simț pe noi. Cei mai buni bunici? Da. Dacă, uitați, dacă nu luăm cu cei mai buni părinți. Mulțumim! Uitați ce am primit de la doamna... De la doamna... Cum vă numiți? De la doamna Cristina, uitați ce am primit. Când treceți pe aici, veniți și cumpărați de la dânsa. Foarte amabilă și drăguță. Ne-a oferit recuzitele, aș zice eu, să ne transformăm în... Bucovine. Uitați așa, puneți. Ce faceți, țărâncuțele? Bine. Bine, mergem la o prașă. Dar ce e o prașă? La prășit. Nu ai prășit niciodată. Acolo la sapă. Sau la sapă, la prășit. Avem și așa. Stai, hai să vedem. Suntem la intrare în mănăstire. E o ușă foarte strâmtă. Trebuie să te pleci. Cât?
10 minute. Dar doar în curte se plătește? Hai să întrebăm. Da. Trebuie să plătim ca să nu în curte. Mulțumim. Cât? Deci, intrarea e gratis, doar filmat-o costat 10 lei și am vrut să filmez un pic. Asta e mănăstirea de maici, așa? Bine că lumea. Thank you.
acolo e magazinul de obiecte bisericești. Și aici, din nou spre ieșirea. No, aici e versetul, a intrat pe partea cea strâmtă, că strâmtă este calea, sau intrat pe calea și dreapta. Este un verset în Biblie pentru partea asta. Nu știu. O chestie ce am remarcat aici, sunt foarte multe lucruri pe bază de mănăstire. Ieri, Dani, am mâncat la restaurant tocăniță mănăstirească. Acolo este o farmacie mănăstirească. Deci foarte mult pe bază de mănăstire. Dar e frumos, nu? Ce mi-a plăcut de acolo, atmosfera de liniște, apoi generată de oameni care au venit la slujbă, stau în liniște și ascultă, sau faptul că e o mănăstire, nu știu exact, dar atmosfera de liniște. Foarte plăcută. Mergem să mai cumpărăm? Să ne luăm niște poale în brâu, și la... Sigur îi plac și la mama. Niște poale în brâu. Venim la prietenul nostru de ieri, ne-am întors. Ia, dar și ce natural, mă, copii de astea. Naturală? Da. Ne-am întors la prietenii noștri. Veți? Veți, dar eu și eu vreau ceva din astea naturale. Poftim. Ați făcut eu dumneavoastră? Ciocolată de casă. Ioi, asta ce-ți? Caramele. Caramele. Vrei să probezi? Ce e asta? Nu că miez de nucă cu miere. Și vreau, vreau direct. Probez oricum, dar vreau direct. Să dau înapoi. Nu trebuie înapoi. Dați-mi, dați-mi de asta. Se primește psara. Și de ce eu pun? Și de nucă în gemiți? Voi la ce bunătăți vrea. Numai bunătăți. Ce-a folosat cu tine? Da, asta ce-ți place. 100 de grame, 6 lei. Și foarte bine. Nuga. Ne-am întors la dumneavoastră. Ne-am întors de ieri. Familia B. Da. Îmi pare bine că vă văd. La ce preție? La 7 lei. De ce faceți chestia asta? Vă aș place și până în ceară și până în ceară încă nu. Și cu nucă unde aveți? Cei doi copii dumneavoastră? Ești copii acolo în... Trei. Trei, da. Da. Din Cluj. Cluj, da? Dragă onuga să-mi iei. Băi, astea-s făcut de asta mea voastră? Am venit să luăm provizii și pentru acasă, că-s foarte bune. Și astea cu ei? Ea mea, Roxy, s-o cumpere. S-o plătește. Aia de sus. Pare o pumbuță aveți? Avem, avem. Poftiți pentru... Și caramele din alea are vreau. Din astea? Da. Sau așa. Uitați. Așa. Pentru asta. Da. Mersi. Mulțumesc eu. Da, poalele în brum. Mai luăm și din alea oricum imediat. 10, 20... Acum cumpăr la soția dumneavoastră. Ea vine și la dumneavoastră. Cumpăr asta la ea. Am depășit momentele alea în care eu voiam să am probleme. Da. Bun, eu sau cum? Ciocolata de casă? Aia, da. E o rețetă veche cu niște ingrediente foarte bune. Ciocolată vrei albă? Da, pe acum o zici, Dani. Nu, ce e aia? Nu știu cum se numește, dar luăm. Ciocolată, de fapt. Luăm și de aia. Păi tot. Albă, stând aici zilnic, oamenii, uitați, îi vin, da? Da. Dacă ai ceva, nu aș mai... Da, ilegal. Câte ai luat? Germania. Multe. Nu? Mare cer. Foarte bine. Ca să duci, uite, ciocolată albă și ciocolată cu mentă. Scoate numai să vezi. Îi, îi... Stai să filmezi și asta. Nu pot rupe. Uite. Eu, moș. Cine a dat, doamna, partea casei? Îmi place... Ciocolată neagră. Acolo sunt caramele tale. Foarte. Epoca medievală. Foarte bun. Și mai încoace, acum 100 de ani. Ce? Bun, mergem, că drumul e lung. Ciocolata dumneavoastră, că ați foarte bună. Foarte bun tot. Ne plac lucrurile așa. Binecuvânteze să aibă grijă dumneavoastră. Și pe dumneavoastră. Ce Facebook aveți în afară de YouTube? Tot familia B. Tot familia B. Și pe Instagram. O să vă caut Facebook. Vă mulțumim. Și poate cândva ne mai vedem în viață viitoare. E posibil, că avem de gând să mai venim să facem traseul pe aici. Am făcut iar traseul. Familia. Da? Și dacă închidem, foarte bine, foarte bine.
Bun, succes în toate și vă mulțumim! Mulțumim foarte mult!